Salut, Hudi! Salut, Adi! Ce faci, Hudi? Bine ai venit în lumea Real Estate! Îți mulțumesc pentru invitație, de mult așteptam să începem o discuție despre asta și am întrebări, am niște întrebări pentru tine așa ca începător, să vreau, vreau să intru în Real Estate. Okay. Dar vreau să aflu în același timp și mai multe despre tine și din punctul de în care ai pornit și parcursul pe care l-ai avut în această branșă. Ok. Așa că hai să deschidem cu o primă întrebare. Când ai simțit tu dorința de a intra în imobiliare? Care a fost începutul tău? Păi, încă din vremurile adolescenței tot simțeam domeniul imobiliar, mai simțeam și domeniul petrolier la momentul respectiv, dar imobiliar în special simțeam. Undeva prin liceu, la începutul liceului tot am cochetat cu ideea și am încercat să mă angajez la niște companii imobiliare de la vremea respectivă. Bine, erau total uh, neprofesioniști, să zicem așa, dar îmi uh, doream să fiu printre ei și vreau să învăț ce înseamnă domeniul real estate și atunci am încercat la câteva companii, evident fiind uh, destul de mic, nu m-au primit și au zis că n-am uh, ce să arăt acolo și nu mi-au dat șansa să învăț dar ă, asta este ceea ce vreau să schimb acum, vreau să dau șansa oamenilor să învețe real estate în adevăratul sens al cuvântului și nu doar nu doar ă, cei care vând, consultanții de vânzări ci, sau de închirieri ci și oamenii în general, mi-aș dori să învețe și piața să se educe în, să se educe în, în sensul acesta da, cam atunci după ce te ai lovit de toate refuzurile astea, care a fost planul tău de a căpăta experiență pe cont propriu? Planul de a căpăta experiență pe, pe, pe cont propriu? E o întrebare interesantă și bună. Um, pur și simplu am căutat companii care acceptă tineri până am găsit una? Era între cele mai mari companii la vremea respectivă și cumva cam singura care mai rămăsese vizibil în piață, pentru că eu am intrat în real estate fix după criză. În momentul în care toată lumea fugea din real estate că nu se mai întâmplau chestii, eu atunci am intrat. Dar ăsta a fost marele meu avantaj, pentru că am învățat cu adevărat imobiliare în condiții de piață dificile și am învățat trainic ce am învățat atunci. Poți să spui din ochii unui uh, debutant până la urmă în imobiliare, cum ai văzut tu în acel moment piața imobiliară după criză? Păi în primele 8 luni, să zicem 6-8 luni, nu s-a întâmplat nimic. Practic. Nu se vindeau, nu se închiriau, era o blocaj total, nimeni nu înțelegea nimic. Um... Lucru care a făcut foarte multă lume să migreze din domeniu și să se reîmprospăteze, pentru că cumva avea nevoie domeniul elestei de, domeniul de o resetare. Să plece cei vechi, să vină alți oameni noi care să încerce să aducă un suflu proaspăt în piață, pentru că anterior de criză, lucrurile atunci mergeau, se făceau niște comisioane așa... Doar că exista în domeniu, nu trebuia să faci ceva special și făceau foarte mulți bani și atunci cei care activau în perioada aceea, au activat în perioada aceea în real estate, efectiv se obișnuiseră așa, nu mai concepeau că lucrurile ar, ar trebui să arate și altfel, în care să vii cu un aport de valoare în viața cumpărătorului și se obișnuiseră să curgă tranzacțiile, banii, să tot crească prețurile și tot așa. Eh, în momentul în care a venit criza, atunci n-au știut ce să facă o mare parte din ei, unii au știut și s-au uh, regrupat foarte bine, dar o bună parte din ei n-au știut și au migrat din domeniu și a făcut loc oamenilor care nu știau să-i cumva, nu știau în ce se bagă sau poate știau prea puține și au intrat un suflu proaspăt. Lucru care a fost ok din punctul meu de vedere și a ajutat cumva piața pentru că ei s-au format ușor-ușor în timp, au văzut că lucrurile funcționează într-un anume ritm, nu știau ritmul dinainte, o mare parte din ei, așa că nu aveau la ce să raporteze și credeau că așa e bine. Și au încercat, au încercat, au încercat, au avut răbdare și au ușor-ușor început, început piața să-și revină, astfel încât la un moment dat au început să apară și tranzacțiile. În momentul în care au apărut tranzacțiile, evident că a început iar să se nască um, o resursă umană care să crească din ce în ce mai mult pe partea asta de real estate. Până atunci erau destul de, de timide încercările de intrări în real estate. Uh consider că în momentul ăla de, din criză s-a dat cumva un reset la ceea ce ține de imobiliare? că adică putem vorbi despre o evoluție din momentul ăla al pieții imobiliare felul care este abordată problema? Da. Da, pentru că la vremea respectivă venise un concept nou din afară, Coldwell Banker se numea, luase doi antreprenori români, adusese franciza în, în țară și evident că veneau cu niște viziuni proaspete și Coldwell Banker fiind o companie globală cumva și activând în mai multe țări aveau un ADN-ul lor un business în real estate sănătos și atunci s-au preluat de acolo niște noi practici, să zicem așa și au fost adaptate cumva în România pentru că nu puteau să funcționeze perfect dacă nu le adaptau și atunci a trebuit să le adapteze. Crezi că evoluția este una bună sau doar s-au schimbat cumva felul în care este abordat? Că, ok, s-a schimbat treaba asta, dar crezi că e ceva în bine și da. în același timp vreau să te întreb care, cum vezi tu conceptul ăsta de imobiliare? Care vezi tu că ar fi următoarea evoluție a pieței prin ochii tăi? Ok, în momentul de față, lucrurile arată mult mai bine decât arătau atunci, dar e firesc. Oamenii au trecut, au trecut niște ani, au trecut niște etape, au apărut dezvoltările noi, au apărut ideea de profesioniști în domeniu, din ce în ce mai specializați. Asta acum, atunci da. Coldwell Banker a adus un aport bun în piață și o cultură faină care s-a propagat cumva cât de mult posibil la fiecare dintre, dintre, membrii de atunci, care ca și idee îs foarte mulți oameni care au lucrat atunci în Coldwell Banker și pe urmă s-au împrăștiat în, în alte companii și au dezvoltat cumva sistemul din ce în ce mai bine pe baza ceea ce învățaseră acolo. Deci a fost cumva o rampă de lansare pentru mulți. Și asta ar trebui să o recunoaștem cu tărie. Coldwell Banker deschidea sucursale și în țară, ajunsese la un dat cred că pe la vreo 15% o mare parte în București, dar începuse și prin țară, prin Brașov, nu mai știu prin ce oraș avea exact, dar cumva a dat un imbold oamenilor din real estate să evolueze și o mare parte din, o bună parte din profesioniști de atunci sunt și acum și lucrează și construiesc companii mari, unii la dezvoltatori, alții companii ca clasice de real estate. Deci, da. Au făcut treabă bună atunci, erau printre puținii care mai rezistaseră în piață și cred că au mai avut după ceva timp o concurență pe cei de la Century 10, 21 care a rezistat o bună bucată de vreme, dar pe urmă au capitolat, să zicem așa. Uh, care vezi tu că e următorul pas pentru piața de imobiliare? Uh, care ar fi, care ai vrea tu să fie aportul tău în această branșă, felul în care să schimbi tu, să aduci ceva nou sau fresh, sau care este necesar și nu există acum? Dacă ne uităm pe global la domeniul real sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le îmbunătățim. În primul rând, ar trebui să o luăm de la nivelul cel mai mare, respectiv statul. În principiu, este încă un domeniu încă unde e Multă nevoie de e multă nevoie de reglementări dar ele nu prea apar. Și atunci când lucrurile nu sunt reglementate, există și foarte mult spațiu de manevră și multe situații neprofesioniste în piață. Din păcate, de exemplu, ca să intri în real estate, nu trebuie decât un curs, o chestie banală pe care o face oricine și de-a doua zi ești broker imobiliar. Facem o paralelă, nu știu, la medici, facem o paralelă la avocați. Da? Trebuie, îți trebuie înainte de toate o stagiatură, îți trebuie un rezidențiat, îți trebuie să stai pe lângă cineva care activează deja în domeniu și să te învețe o perioadă, un an, doi ani, depinde de profesie. Pe când în real estate nu se întâmplă așa. Deci dacă tu mâine vrei să fii consultant de vânzări în real estate, o să poți să devii consultant în real estate. Ți-ai luat un telefon, ai început să dai niște telefoane, să-ți faci un portofoliu de proprietăți, le și promovezi și începi să faci tranzacții eventual. A, nu e chiar așa ușor, dacă ai idee. Tu vezi ceva rău în asta, pentru că, uite, cum o văd eu de aici, da, poți să devii broker imobiliar peste noapte, dar dacă nu ai talentul de a fi broker, nu o să meargă și o să bați pasul pe loc mai mult. Așa că, uite, cum e cu stagiatura, orice agent imobiliar la început de drum, e foarte bine să aibă un îndrumător după care să țină. Da. Să vadă cum acționează, cum vede lucruri și să explice cam cum merge, pentru că percepția noastră din afară e într-un fel, dar ceea ce se întâmplă înăuntru e altfel. Da. Deci, nu știu, da, trebuie reglementat ca să fie susținuți acei oameni care și-au diploma, nu se descurce singuri, să fie reglementat în sensul că să își găsească un îndrumător, uh -huh. să nu alerge ei foarte mult după. Ideea e în felul următor. Tu intri, într-adevăr, intri ușor. Poate ești un om care ai un pic de flair sau... un respect față de ceea ce faci. Dar sunt mulți care nu au respect față de ceea ce fac și urmăresc doar niște oportunități, niște bani. Și când urmărești doar banii, lucrurile se simt și afectează oamenii care vor să cumpere, vânzătorii și practic scade nivelul de calitate al serviciilor și oamenilor care activează în real estate per global, ca imagine per global. Da? Adică nu există o autoritate unde să poți să faci uh, o reclamație și cineva să verifice acolo, oi, da, ce s-a întâmplat în contextul ăla, în tranzacția imobiliară. Și au făcut compania imobiliară și a făcut treaba? Nu există. Iar cât timp nu vor exista niște măsuri de, de verificare, de niște norme pe care să le impună statul, societatea, noi ca profesioniști din real estate, întotdeauna vom avea o imagine știrbită de oameni care nu-și fac treaba cum trebuie. Bine, asta e o situație general valabilă și în domenii reglementate, dar în real estate cu atât mai mult, pentru că lipsesc aceste legi, aceste măsuri de verificare. Deci nu-i tocmai bine. Faptul că de mâine poți să devii broker imobiliar e cu două tăișuri. Și din experiența trecutului, ne arată că nu e tocmai bine. Ok, să revenim un pic la tine, Adi, agentul imobiliar. Care consideri tu că a fost primul tău milestone important pe care l-ai atins? Băi, am o poveste frumoasă de început ca consultant imobiliar pe respectiv m-am dus într-o sucursală a companiei Coldwell Banker care era destul de la început și ea managera sucursale respective erau două managere managera, să zicem, principală avea vreo patru luni înaintea mea în imobiliare deci vindea ciocolată deci nu avea legătură una cu alta și nu prea știa cu ce se Mănâncă, mă rog, am încercat să învăț de unde nu prea aveam de unde și atunci am învățat cumva pe barba mea, să zicem așa, din greșelile proprii. Ăsta a fost și un aspect mai puțin plăcut la început, dar nu conștientizam ce valoare va avea în timp. Pentru că am odată ce descoperi tu singur anumite lucruri, pe alea nu le mai auzi niciodată și te auto îmbunătățești, te auto depășești dar evident că ți ia mult timp, adică pierzi mult timp acolo. Așa, și prima mea tranzacție, de exemplu, care a fost o chirie de 250 de euro, a fost ceva, a fost foarte mândru de mine la momentul respectiv, s-a întâmplat după o lună jumătate de stat în imobiliare și nefăcând nimic, adică n-avem niciun rezultat. Dar dorința de a reuși și toate cele m-a făcut să fac această chirie, era duminică. Într-o duminică, țin minte, clientul zice, băi, vreau să o văd astăzi, ok, nu pot în altă zi, bine, duminică, n-aveam nicio problemă. Pentru că la mine activitatea în sine nu era un job, era ceva ce îmi plăcea, era ceva ce mi se părea că e un fel de business, în business în business și chiar așa și este, da? Și în contextul ăla nu mi se părea că muncesc și atunci am dus duminică. Și duminica aia am făcut acea chirie de 250 de euro după o lună jumate de, de lipsă de rezultat. Am fost foarte bucuros, iar ulterior la șase luni de zile am făcut prima vânzare. Prima vânzare a fost spectaculoasă. Practic am vândut un apartament, țin minte și acum, era pe Ernest Broșteanu în zona Dorobanți, un apartament într-o vilă veche, o vilă superbă, care cred că e de, de prin anii 1920, efectiv arăta impecabil vila E cei că e nouă, cei că abia ai făcută și nu era renovată deloc de atunci. Deci ceva superb. Și venind după criză, evident că nu prea se vindeau apartamentele și povestea uh, e superbă. În primul rând, cum am găsit eu apartamentul respectiv. Era un anunț banal pe internet, n-avea nicio poză, n-avea nimic, nu știu ce m-a făcut să sun acolo. În fine, am sunat și era un, un, un domn mai în vârstă. Uh, îmi scapă numele acum, îmi pare rău că îmi scapă, dar poate mi-l amintesc -am până la urmă. <coughs> și m-am dus la apartament, am văzut, m-a cucerit apartamentul din prima. Evident că n-am știut ce valoare am acolo în portofoliu meu și ce valoare are proprietatea Chiria vreo 220.000 de, de euro sau ceva de genul, ceva uriaș pentru mine la vremea respectivă și pentru tranzacțiile imobiliare de atunci. Și m-am dus bucuros la birou, am postat anunțul, am făcut descriere și au început să sune telefoanele. Băi, da, sunau. Deci, efectiv, era, ziceai că sunt centrală telefonică, nu venea să cred. Deci nu venea să cred ce se întâmplă. Atât de mișto era apartamentul respectiv. Și au tot venit tot fel de clienți, au făcut tot fel de oferte mult mai mici, unii 150 de mii, mă rog, tot felul de oferte de genul. Uh, și îmi amintesc că intrasem într-o discuție mai profundă cu un client, cred că venit printr-un coleg de la o altă scursală, iar uh, acel client cred că ne oferise undeva la 150.000 a zis că mai mult nu se dă, că trebuie, trebuia, trebuia într-adevăr să bage mulți bani să-l refac, că nu zilea a refăcut deloc, știi, la interior, undeva la 50.000 de de euro, ceva de genul. Și ce băi, n-am cum să ofer mai mult, atâta e. Și a fost cumva și o tactică de negociere și ne-a lăsat ne-a lăsat ne-a lăsat spațiu de timp crezând că nu o să găsim un alt client. Între timp a venit un alt client care m-a contactat pe mine. Era un român plecat în Cipru, lucra la o bancă de acolo, din Cipru, și ce. Pai să-l văd și eu. Bine, mer mergem cu respectivul la apartament, intrăm acolo cu toții și bă, îmi place. Eu oscilez între două apartamente. Unul într-un bloc nou, prin Floreasca, cred, sau ceva de genul, și apartamentul ăsta de aici într-un în clădire asta vechi. În schimb, aș vrea să vin cu un structurist care structurist a lucrat la a lucrat la centrala de la Cernavodă. Cred că a conceput nu știu ce a făcut sau mă rog, nu știu ce s-a întâmplat cu el pe acolo. În fine, zic, bui, e foarte bun om, dar zic, păi cum să zic că structuristul că e o mai bună o clădire din 1920 decât aia nouă. Și deja mă desumflasem un pic, n-aveam experiența și răbdarea necesară să las lucrurile să curgă ușor. În schimb, a venit structuristul. Abia l-am urcat la etajul 1. Atât de bătrânire. Mai mai că îl împingeam de la spate. Îți dai seama dacă lucrase la centrala de la Cernavodă, înțelegi ce vârstă avea. În fine, și la final structuristul își de ok pe apartamentul meu. Mamă, când am auzit, zic, stai să vezi că o pun de o tranzacție. Și pe urmă a început greu, iar prima negociere. De la 220 de mii să negociem prețul până pe la vreo 180 de mii. Mi se părea imposibil. Dar cumva la momentul respectiv am reușit să ducem să găsim un numitor comun, cred că pe la 185.000 sau ceva de genul. A fost tranzacția. Și am semnat noi un uh, precontract, nu mai știu cum am făcut lucrurile, cred că am semnat un precontract ca să-l financeze banca din Cipru, știi? Achiziția. Și um, între timp trebuia să, să semnăm, să finalizăm vânzarea. Iar... Uh, Proprietarul, că mi-am amintit și numele lui, Crăciunescu, domnul Crăciunescu, un tip foarte simpatic și foarte parolist. Mi-a plăcut extraordinar de mult de tare de el. Când și-a dat cuvântul, chiar s-a ținut de el, indiferent ce consecințe au fost. El reprezenta vânzarea asta pe generele sau ceva de genul. Și zice așa, Adrian, dacă până în data de X nu semnăm, o să îl vând apartamentul că mi-a venit o clientă și îmi dă mai mult, îmi dă 200 de mii pe el. La care eu, în mintea mea, de atunci zic așa, bă, dar chiar așa mă ia că dă 200 de mii, umblă câinii cu covrigi în coadă? Păi, e, e praf fost în imobiliare, dar abia găsești client și el spune că vine cineva și dă 200 de mii cash. Da, și în momentul ăla, am avut noroc că a venit clientul, am făcut tranzacție. 185.000 de euro. Iar la o săptămână venise... Era Paștele. Și după Paște, când m-am întors la muncă, sună fixul. Răspund. Bună ziua, bună ziua. Zice, vreau și eu să vizionez apartamentul ăla. La care eu, pe doamnă, nu mai e apartamentul de vânzare. Și după ce s-a terminat Paștele, am, venit la, am revenit la muncă, sună fix. Răspund la fix. Bună ziua, bună ziua. Ce vreau și eu să vizionez apartamentul din Erenes Broștean. Mi-a zis și numele stă, Zic, zic, eu mândru, bucuros. Doamnă, îmi pare rău. Nu mai este de, de actualitate apartamentul. S-a vândut. S-a vândut înainte de Paște, dar n-am apucat să-l dezactivăm. Ma, să vezi triadă de înjurături acolo. băga făcea ea și lui Crăciunescu, nenorocitul, mi-a vândut apartamentul, că mi l-a promis mie și nu s-a ținut de cuvânt și uite ce mi-a făcut, m-a lăsat fără apartament. La care eu am rămas mască, zic, doamne, dar ce aveți? Păi e nenorocit că mi-a promis că mi-l vinde mie și acum l-a vândut și m-a ținut în suspans atâta vreme și e, e un nenorocit, e băgaia și făcea. Doamne, ce-o fi făcut și îl sun pe Crăciunescu. Bă. Domnul Crăciunescu. Domnule, ce se întâmplă? domne, că uite, m-a sunat o doamnă și -a luat la înjurături. Păi zice, Adrian, nu ți-am zis că am client pentru el dacă nu cumpăra cum clientul, în data stabilită cumpăra cealaltă clientă și îmi dădea și mai mulți bani, îmi dădea 15.000 de euro în plus, am rămas mască. Am rămas mască și atunci am înțeles eu cu adevărat ce a făcut omul ăla. Deci, efectiv, el, pentru că și-a dat cuvântul în fața mea, nu și l-a retras, nici măcar obținând niște bani în plus. Câți oameni din ziua de astăzi ar mai face lucrul ăsta? Foarte puțin. Foarte puțin. Dar vezi tu, venea din uh, vechea cultură în care cuvântul avea un era mai puternic decât orice, dacă mai a dat cuvântul, gata, s-a terminat. E mai puternic decât orice act. E, și atunci am înțeles eu că în imobiliare trebuie să pornești de la ideea că totul e posibil, ca și în viață. Nimic nu e imposibil, nimic n-ar trebui să te surprindă dacă vrei să fii un bun profesionist. Și a fost o lecție frumoasă. Ăla a fost ceva, ceva ce mi-a deschis drumurile larg în real estate și de acolo încolo cariera mea a început să se dezvolte din ce în ce mai frumos. Și uitându-te acum în urmă, cu, trecând niște ani, care crezi tu că au fost avantajele și dezavantajele tale în momentul în care ai început să faci efectiv treaba asta? Ce crezi că ai avut tu... Uh, și te-a ajutat să progresezi atât de mult? Faptul că n-am avut pe nimeni cu experiență în jurul meu mi-a mi creat dificultate în a învăța și un timp mai îndelungat de învățare, însă a fost cel mai mare avantaj pentru că n-am învățat nicio prostie de la nimeni. M-am autoeducat cumva. Știi, uh, un fel de ghilimele de rigoare, un fel de Christopher Colum. Știi, am plecat la drum, neștiind ce o să descoper, dar cu o dorință mare de a, des, de a descoperi, de a învăța. Și asta a fost un cel mai mare avantaj pe care l-am putut avea. Adică mi s-a dat libertatea nici eu nu știu, manager, nici eu nu știu foarte multe, uite, astea sunt ce mi s-a zis și mie, apucă-te și fă. Și atunci a trebuit să fac chestii prin care să mă autosustin în, în real estate. Și am învățat... Ceva trainic, am învățat ceva prin autodisciplină, prin auto-învățare. Știi că acum se tot vorbește, băi, dacă vrei mai mult trebuie să înveți tu singur, nu trebuie să te duci neapărat doar pe materia pe care o înveți la școală sau la facultate, ci și după trebuie să capeți cunoștințe și noi informații. Și alea ți le câștigi singur. Și ca și dezavantaje, care crezi că sunt atributele slabe unui uh, om care a începe drumul ăsta în imobiliare? Adică ce nu trebuie să aibă cineva care vrea să facă treaba asta? Ce nu trebuie să aibă? Păi, a spune ce ar trebui să aibă mai degrabă. Și anume, îți trebuie răbdare. Răbdarea cumva îți trebuie în orice domeniu. Îți trebuie o putere mare de a te concentra și a asculta omul de, din fața ta. Pentru că el, clientul uneori nici nu știe ce caută. Dar tu, prin ceea ce vorbești cu el, trebuie să identifici împreună cu el, să-l ajuți să-și construiască în mentalul lui ce proprietate își dorește cu adevărat. Sau dacă e cazul fericit în care știe ce caută, trebuie să înțelegi foarte bine ceea ce el își dorește. Și pe baza ceea ce el își dorește, să începi să îi prezinți niște oferte care chiar sunt compatibile cu dorințele lui. Nu de dragul de a-l plimba, ci de dragul de a-l ajuta să-și găsească casa potrivită pentru el. Și... Ca să exemplific ceea ce am spus mai devreme, că uneori clienții nici nu știu ce își dorește și pleacă dintr-un punct și cumpără într-un alt punct, total diferit față de primul. De exemplu, aveam o clientă care sunase pentru o vilă, din dorobanți, vreo 500.000 de euro sau ceva de genul, care trebuia renovată. Vila respectivă a vizionat-o, era soția... Era soția unui, uh, cred că CEO-ului de la Microsoft sau, sau, de la IBM, nu, de la IBM de pe vremea respectivă. Uh, și mi-a zis Adrian, uite, nu mi se potrivește, nu știu, nu, nu, nu face priză cu noi, nu ce mi doresc, vila asta. Ok, la care i am întrebat, păi și ce vă doriți mai exact? Păi cau și vilă și apartament. Bă, erau diferențe mari. Și vilă, și apartament, vilă veche, și apartament, și bloc nou, și toate cele. Și ce să vezi? După multă uh, dorință de a rezolva cererea clientei și timp investit acolo, i-am găsit un apartament care era în buget. Cumva, la momentul respectiv, era cel mai scump apartament pe care eu îl vindeam. 500 de mii de euro, nu știu, 400, nu mai mi-am exact. Și pe la l-a și cumpărat. Deci vezi, a pornit din punctul că vrea o vilă, a venit la o vilă veche, nerenovată, singur curte, vila foarte faină și cu mult potențial. Acum cineva a cumpărat-o și a renovat-o, arată foarte bine. Dar a cumpărat un apartament. 5 camere, pe malul lacului, Floreasca, cred că era al doilea bloc, sau ceva de genul pe care îl făceau cei de la One. Acum evoluția lor a fost uh, spectaculoasă, dar la momentul respectiv uh, nu, se, nu erau atât de cunoscuți în piață, și, dar în schimb la chestia asta cu a construi blocuri deosebite în locații deosebite pe zona de luxury. Și acolo a cumpărat. Îmi pare rău că nu știu dacă mai am pozele apartamentului respectiv. Era un apartament superb, efectiv. Deci era superb vedere dril pe lac, niște terase superbe. Da. Deci, puterea de a asculta clientul. Odată ce îl asculti, îți asculti clientul și faci chestia asta și cu proprietarii, și cu proprietățile, ți le cunoști și începi să cunoști piața, să-ți dezvolți abilitățile și informațiile despre apartamentele care sunt existente pe anumite zone pe care tu te specializezi, lucrurile încep să funcționeze de la sine. Dacă nu le iei pastea, nu se întâmplă nimic. Care sunt primele semne pe care le vezi tu la un uh, potențial cumpărător că el ar duce la capăt uh, tranzacția? Uh, depinde de la om la om. Nu niciunul la fel. N-am întâlnit doi oameni la fel. Uh, dar uh, îi simți cumva la un moment dat interacțiunul cu atât de multe persoane, încep să le simți interiorul, să le simți gândurile. Nu știu, poate e prea mult spus, dar încep să-i simți foarte bine. Și simți cu ce client te potrivești tu și cărui tipologii de client tu ești potrivit. Pentru că nu poți cu tot să faci aceleași performanțe, dar tu chiar, îți dai, chiar dacă îți dai silința să fii un bun profesionist pentru toți. Efectiv. Da, un exemplu, mie personal nu-mi place să lucrez cu oameni care uh, vin spre tine cu soluții iar tu nu prea răspunzi la telefoane, nu răspunzi la mail-uri. Nu... Înseamnă că nu te interesează să avem o colaborare strânsă și să ducem la bun sfârșit un plan. Și atunci mai încerci o dată, de două ori faci un 2, 1, 2, trei follow-up-uri și dacă vezi că nu se reacționează atunci îl lași în pace. Deci, oamenii care încep să se deschidă către tine și să-ți explice ce-și doresc, și să aibă disponibilitatea să colaborați și să comunicați pe tema acestui subiect, cât de des e nevoie. Ok, um, mă gândesc că în momentul în care tu ai pornit la drum ca și consultant imobiliar, ai vrut să ajungi până într-un anumit punct, să existe un endgame, un stadiu final care este al tău? Aică unde ai vrea să duci povestea asta? Până unde te duci cu ea? Băi, nu am un stagiu final. După cum poate știi sau nu știi, dar spun acum, după o bună bucată de vreme ce am activat în real estate ca și vânzări, eu personal, am simțit nevoia să fac ceva în plus pentru domeniul real estate, cumva, să ajut cumva domeniul acesta să crească. Și atunci am, am zis, ok, timpul meu, o parte din timpul meu, hai să-l dedic să aduc tehnologie prin care oamenii din Real Estate își fac treaba. Să creez o disciplină cu ajutorul tehnologiei în domeniu, astfel încât să creștem nivelul de, de calitate pe care îl oferim clienților. Și așa am și făcut. Pentru că mai urma o altă dragoste a mea pe care o descopeream și anume tehnologia. Deci a fost petrolul, uh, real estate-ul și în timp ce făceam real estate cumva s-a dezvoltat și dragostea de tehnologie, o altă dragoste pe care o am să zicem așa ca și domenii în care îmi place să activez. Și atunci am creat o companie împreună cu alți doi asociați și am dezvoltat tehnologie pentru domeniul de real estate. Prima dată am pornit și acolo am o poveste genială și uh, sper că la un moment dat să chem inclusiv uh, într-un podcast, să chemăm uh, uh, dezvoltatorii cu care eu am discutat prima dată despre tehnologie în domeniul real estate pentru că cumva ei au fost și pionieri în zona asta. În România vorbesc de a deschide uh, drumurile către tehnologie pentru real estate. Au fost fruntași cumva. E adevărat că ei erau și între puținii pe care îi cunoșteam și construiau, dar uh, a fost un, uh, să zicem, un bust pe care mi l-au dat și o încredere, și prima dată le-am făcut lor soft. La comandă le-am dezvoltat un sol la comanda și aici o poveste generală, poate facem o discuție la un moment dat, în care eu le-am vândut niște două hârtii pe foarte mulți bani, niște zeci de mii de euro, ei punându-și baza mine că o să fac software. Într-adevăr l-am făcut, adică, într-adevăr, ce am promis, aia am făcut. Dar problema era că nu știam dacă echipa mea poate să facă treaba asta. Nu știam dacă ei au capacitatea să facă softul. Dar am zis așa, bă, dacă iau banii ăștia, iau o altă firmă, îi dau altcuiva să-l facă și tot nu mă fac de râs, tot le, le duc la bun sfârșit. Și așa am și făcut. Dar că, din fericire, echipa cu care, asociații cu care mă, mă în viziunea astea de a aduce tehnologie în real estate, au știut domeniul IT și am creat, am creat soft pentru ei. Ulterior ne-am dat seama de potențial și am creat, am creat un, soft la, un soft pe care să-l închiriem, practic, să-l închiriem sub forma unor abonamente, ca idee. Și așa am și făcut. Și mulți ani m-am ocupat de de partea asta de tehnologie în real estate. Ok, și acum o curiozitate, devind un pic de la subiect, ai zis da. că prima dată a fost petrolul și sunt chiar curios, ce idee aveai tu pe partea asta de petrol? Băi, n-aveam nicio idee, doar că îmi plăcea nu știu, cumva îmi plăceau nivelul la care se învârteau business pe zona de petrol. Iar la noi, în România, mediul de afaceri de atunci era destul de închis. Nu prea găseai oameni de la care să te inspiri. Iar cumva, probabil că fiind în familia mea oameni care aveau business în zona petrolului, am preluat chestia asta. Am simțit domeniul petrolier, să zicem, așa, ca fiind unul de, de anvergură. Și mie îmi place să fiu în zone în care se crea, sunt industrii mari, sunt, sunt oportunități mari, sunt uh, proiecte mari. Evident, unele dificile alte mai puțin dificile ca domenii, dar cred că de acolo vine dorința de a activa în, în zona petrolieră. mei au lucrat cumva în, în zona asta, bine, și eu la un moment dat fiind împins de la spate și ne având o sursă de inspirație și încercând părinții să te ghideze în viață cum știu ei mai bine, am ajuns să lucrez și eu într-o benzinărie. Am rezistat o lună de zile cu tocul demisie. Și mi amintesc că la momentul respectiv când m-am dus să depun demisia, directorul pe București era unul dintre apropiații tatălui meu, pentru care el lucra, era șoferul lui, practic. Și când m-am dus acolo, m-a făcut cu ou și coțet, că ce, că sunt nebun, că cum să-mi dau demisia, că eu sunt pregătit să fiu șef de stație, să... Nu-mi trebuie așa ceva. nu trebuie și am plecat. Uh, un om foarte drag mie, de altfel mi-a rămas foarte drag, ar, suntem apropiați ca familie, deci. Dar la momentul respectiv m-a făcut cu ochi cu cumva. Cam asta e incursiunea în domeniul petrolier. Ok, revenim la imobiliare, uh, ca ai zis de inspirație, uh, treaba asta cu petrolul, în imobiliare ai avut vreo inspirație, no. te-ai ghidat după ceva? Sau? Nu, am simțit tot interior, nu știu, să-ți spun simțeam o chemare din interior, real estate, real estate. Adică inspirația ta ai fost tu însuți, cumva. Da, ceva din interiorul meu pulpăia acolo, așa. Real estate, real estate. Ok, uh, stai nu mă Ok, uh, care au fost, care consider tu că au fost cele mai dificile momente pe care le-ai întâlnit în imobiliare? Cele mai dificile momente? Băi, n-am simțit că e ceva dificil în el este. Cât de mare a fost provocarea, n-am simțit-o ca fiind ceva dificil. Ba, din contră, am simțit-o ca fiind o nouă provocare care probabil e menită să mă duc la următorul nivel. N-aș putea să-ți identific ceva. Deci tu întotdeauna ai considerat că orice moment dificil, de fapt, este, o, este partea evoluției. Exact, e un proces. Da. un și proces prin care trebuie să treci. Foarte. Da. Foarte mișto. Uh, cum ți a schimbat perspectiva dedicarea timpului tău exclusiv uh, marketului ăsta imobiliar? m-a um, dezvoltat ca om. Pentru că în real estate vezi foarte mulți oameni. Vezi cam vezi întreaga societate. Pentru că Nevoia de casă există și la cel care are milioane, miliarde, și la cel care își face un credit și ia o, o garsonieră. Și interacționând cu atât de mulți oameni, de la vedete, politicieni, um, oameni obișnuiți, notari, avocați, bănci, practic am. Descoperi societatea și am descoperit perspectivele societății și am descoperit că real estate-ul este punctul care îmbină societatea cumva. Dacă te uiți un pic în profunzime sau de ansamblu, vezi că prin real estate toți ne întâlnim. Cumva. Acolo se îmbină societatea. În real estate. Nevoia de casă o au toți. Și asta m-a făcut să mă dezvolt eu personal foarte, foarte mult. Foarte și am dat de oameni de la care am avut ce să învăț și în sens pozitiv, și am dat de oameni de la care am avut ce să învăț și în sens negativ. Și am văzut cum impactează o atitudine nepotrivită a unui client, cum impacta o tranzacție întreagă și cât de mulți oameni impacta. Avocat, bancă, notariat, cadastru, carte funciară, practic, e un. Un cerc foarte mare pe care îl impacta o singură decizie nepotrivită a unui client. Care crezi că este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din real estate? Din real estate? Băi, cred că cea mai importantă lecție n-am învățat-o din în real estate. Am învățat-o dintr-un... dintr-o altă perspectivă a vieții mele și anume... Prin încercarea de a, de a slăbi. Acum mulți ani înainte să intru cu real estate, eram foarte gras. Vind foarte gras, toată lumea râdea, toată lumea grăsuțu-grăsuțu, până la un anumit moment în care am văzut o poză cu mine. Din momentul în care am văzut poza respectivă, am zis, Doamne, ăsta e un monstru, nu, nu eu, nu un om. Și m-a șocat de tare, încât de-a doua zi m-am apucat de slăbit. Și până nu am înțeles ce înseamnă disciplina și perseverența, și astea două lucruri cheie, nu am reușit să slăbesc. În momentul în care am învățat asta, în 8 luni de zile sau 9 luni, nu mai amintesc exact, vreo 40 de kilograme au dispărut de pe mine. Iar asta am învățat-o uh, prin acel proces de a slăbi iar în real estate fix asta este și nu doar în real estate. Disciplina e cheia pentru tot ce faci în viață. Și atunci am învățat ceva fain, dar din alt din altul, care odată ce l-am aplicat în real estate și perseverența și disciplina a funcționat. Ok. Când ai simțit tu pentru prima dată rodul muncii tale? Adică când ai simțit că ai făcut ceva cu cu adevărat că ai făcut ceva pentru industrie sau pentru tine însuți. Pe păi sunt mai multe etape. Prima etapă de fiecare dată când ieșeai în fața colegilor și erai primul om din sucursala respectivă care avea aducea cei mai mulți bani, avea cele mai bune rezultate și mereu au luat diploma. Aia a fost, să zicem așa, nivelul basic. Dar ulterior când am început să strâng bani, am început să uh, pot să pun bani deoparte, să strâng bani și nu erau bani puțin pentru vremea respectivă, mi-am dat seama, băi, chiar fac niște chestii deosebite față de uh, anturajul meu de atunci de prieteni, în care n aveau nici măcar cultura de a strânge bani sau de a pune deoparte, dar nici nu prea aveau din ce. E adevărat că m-am învățat și cu... M-am învățat și ce înseamnă să, să nu ai bani. Adică m-am învățat și ce înseamnă să fii antreprenor în care să investești, să investești, să investești și să, returnarea sau rezultatul investiției să vină greu. Și atunci munceai, munceai, muncei și nu se întâmpla nimic o perioadă de timp. Nu trebuia să disper, trebuia răbdare, trebuia mai multă muncă, mai multă concentrare. Trebuia să te uiți mai atent, bă, ce fac greșit sau ce se întâmplă. Iar toate astea m-au făcut să simt că trăiesc, să simt că evoluez și am evoluat. Pe urmă a urmat momentul în care am deschis un business împreună cu fratele meu pe croitorie, atelier de creație vestimentară, businessul de IT și businessul de real estate, că am plecat de la compania unde lucram. Am plecat de acolo și am deschis trei business-uri deodată. O nebunie. Nu o recomand. Dar de ale tinereții valuri hai că merge, hai că pot. Și am făcut-o. Și m-am descurcat până la, una, până la urma urmei. N-am uh, abandonat niciun plan. Uh, ba din contră le-am le-am ținut cât a fost de ținut. Au, au Le-am ținut pe toate. Uh. Știm ce se întâmplă acum în imobiliare. Tu ai avut șansa și să vezi trecutul. Cumva, cum vezi tu viitorul în industria asta? E că vezi ceva să se schimbe? Vezi lucruri noi care ar putea fi implementate? Mai ales că acum deja vorbim și cu antreprenorul, Adi. Da, da, de ceva vreme, da, vorbim și cu un antreprenor. da, văd foarte multe oportunități în zona asta de real estate. văd foarte mult loc pentru noi oportunități în zona de real estate, cred că o să transforme totul. În momentul de față, dacă ne uităm la piața cripto, păi ea o să trebuiască și ea integrată cu real estate. Dacă ne, uit ne uităm la zona de smart contracts, de NFT-uri, de lucruri de genul, trebuie și ele integrate în zona de real estate. Și asta trebuie, naște oportunități și oameni care să trebuia să facă treaba asta. Iar eu. Chiar caut soluții să mă specializez pe zona asta și sunt în, în proces de căutări și de așezare în direcția asta. Uh, adios, mulțumesc că ai spicuit atât Eu am rămas fără întrebări, <laughs> sincer. Ok, hai să te întreb eu altceva atunci. Uh, ce imagine ai tu de, despre domeniul real estate? Ca un Eu ca un obișnuit văd că s-ar putea face foarte multe. Eu vin venind din partea asta de informatică, am făcut liceu de informatică, am făcut la facultate informatică, văd foarte multe oportunități, cum ai spus și okay. tu, de deschidere pe partea de cripto și NFT-uri. Într-adevăr, cripto ar trebui și asta este un pas prin înlocuirea banilor fizici cu cei virtuali, că până la urmă în direcția asta ne îndreptăm. Uh, și cred că dacă piața de imobiliare ar face pasul ăsta, ar fi printre primele industrii mari care să accepte cripto. Uh -huh. uh, văd o evoluție foarte mare, un potențial foarte mare de evoluție al pieții imobiliare pentru că uite, doar uitându-mă un pic la niște aplicații, deja știu că pot veni cu ceva nou. Uh -huh. Uh -huh. Așa este. E foarte, foarte interesant. Ai avut vreo experiență în real estate? Plăcută sau neplăcută? În real estate, dacă am avut vreo experiență, nu neapărat. Am știut doar uh, că am avut niște probleme la un moment dat când am încercat să vin, să vindem un apartament acum câțiva ani, că nu te mai, nu, nu știu, nu simțeai uh, acea dăruire din partea agentului imobiliar. Parcă tu îți doreai dar el ba, avea altele mai bune de făcut. Deci uite, cred că și asta poate fi um, un pas în față pentru imobiliare. Să fie oameni mai de calitate, să fie educați, să fie pasionați. calitativ și pasionați. Da, într-adevăr. Da, așa este. Dar problema asta cu lipsa de pasiune există cam prin multe domenii și se simte. Omul când o face cu pasiune, când face lucruri pe care îl face, îl face cu pasiune. Din momentul la și că știe și că nu știe, totul devine plăcut. Toată experiența cu el devine plăcută. Dacă e lipsit de pasiune și o face doar de dragul de a lua niște bani, lucrurile se, se strică din punct de vedere al calității. Hudi, eu mă bucur că facem primul podcast împreună. Mă bucur că povestim despre niște lucruri interesante care s-ar putea să ajute și pe cei care se vă uită la noi. Uh, și ăsta fiind prima, să zicem așa, emisiune, urmează și alte lucruri interesante și puteți să stați aproape de noi să mai descoperiți diverse lucruri din domeniul real estate. Și aș vrea să-ți mulțumesc, Cati, pentru oportunitatea să se să lucrez cu tine, care Îți spun că ești un om de calitate și tot ceea ce faci tu uh, pentru mine este o învățătură uh, Și mie îmi place să învăț, îmi place să mă dezvolt uh, mai ales acum când sunt totuși destul de tânăr Eu zic că am luat drumul cel bun Și mă bucur foarte mult pentru experiența de podcast pe care am putut să o creez împreună cu tine Mă bucur că am avut primul podcast, că îl facem Și la mai multe, la Vă cât mai multe Îți mulțumesc și eu Mersi, Te salut Mama câtă tare, deci voi nu bine să cred că au trecut cât mă 48 de...